După ce am publicat pe YouTube interviul cu Vyacheslav Platon, au apărut mai multe reacții, dar și falsuri în care sunt vizat. Tocmai de asta am decis, din respect pentru voi, publicul meu, să vin cu câteva precizări despre acest subiect. Eu postez interviurile fără protocol din decembrie 2019, adică de peste 4 ani. Credeam că este deja evident pentru toți că invit diverse persoane, cu meserii diferite, cu principii, valori, ideologii și viziuni politice cu care nu neapărat rezonez. Personal vreau să-mi fac concluzii despre un om din ceea ce spune el, dar nu din auzite. De asemenea, eu nu împart oamenii în cei care merită să vină la interviu și cei care nu merită. Când e vorba de dreptul la opinie, pentru mine toți oamenii sunt egali. Unii invitați sunt sinceri, alții probabil spun minciuni și foarte mari. Dar ei își asumă asta și publicul înțelege. Chiar cred că audiența mea este capabilă să asculte și să analizeze cele declarate de cineva ca să-și facă propriile concluzii. Asta înseamnă democrație și libertate de exprimare. De ce totuși am făcut interviul cu Vyacheslav Platon? E simplu, pentru că am vrut să văd cum gândește și ce planuri are acest om. Am considerat că este de interes public. Faptul că în câteva zile interviul a fost privit de peste 300.000 de oameni demonstrează că invitatul prezintă interes. De ce interviul are 4 ore? Nu e primul și nici ultimul interviu atât de lung. Pe YouTube nu există o limită de timp pentru un interviu. De aceea discut cu toți invitații exact atât cât vorbesc ceva relevant și interesant. Fac un rezumat al discuției și fiecare poate alege ce porțiune să urmărească. Vreau să vorbesc și despre criticile, precum că nu sunt documentate destul sau că nu sunt dur în timpul interviurilor. Credeți-mă, pentru interviurile pe care le fac, mă documentez zile întregi sau chiar săptămâni. Putea fi acest interviu mai bun? Da, cu siguranță. La fel ca multe altele pe care le-am făcut până acum. Mai sunt întrebări care puteau fi adresate? Evident. Altcineva poate face interviuri mai bune? Da, poate. Și chiar aș urmări cu mare drag. YouTube e o platformă atât de liberă încât oricine are posibilitatea, chiar în clipa asta, să lanseze propriul proiect de interviuri și să invite pe cine dorește. Asta înseamnă să ai libertate și să faci ceea ce consideri de cuviință. Acum cât ține de duritatea întrebărilor. Eu cu niciun invitat nu am fost acid și dur. Așa e felul meu de a fi. Chiar și întrebările incomode, le adresez cumva prietenește. Nu sunt procuror sau judecător și nu invit pe cineva ca să-l dau la socoteală sau să stau cu bâta deasupra lui. Întreb ceea ce-mi este interesant mie și ce cred că ar fi interesant pentru public. Nu-mi place să întrerup invitații și să nu-i las să-și ducă gândul până la capăt. Poate în acest caz ar fi trebuit să fiu mult mai dur și mult mai insistent pe anumite aspecte. Dar cât trăim, învățăm. E și asta o lecție. Acum vreau să răspund celor care au afirmat că acest interviu ar fi fost plătit. La ora actuală am publicat pe canal circa 200 de interviuri. În acești peste 4 ani nu am luat niciun bănuț de la cineva pentru ca să fie invitat la fără protocol. Mai mult chiar, în peste 2 ani de când public și monologuri, la fel nu am luat de la nimeni niciun ban ca să vină să-și povestească istoria. Este un principiu să fac aceste produse video așa cum le văd eu și să nu le transform în materiale comerciale. Analizați și singuri. 3-4 ani în urmă eu trăiam de la salariu la salariu și filmam interviurile la televiziunea la care lucram, deoarece nu-mi permiteam chiria unui studio și nici atunci nu acceptam oameni care doreau să vină la interviu contra plată. Astăzi, când proiectul se răscumpără datorită parteneriatelor, pentru ce mi-aș pune la bătaie munca de peste 4 ani și reputația? E un nonsens. Niciodată n-am acceptat ca un invitat să achite pentru mine măcar o cafea. De luat bani nici nu se discută. Un jurnalist care ia bani pentru ca să facă un interviu cu cineva controversat devine vulnerabil și șantajabil. Singur mi-am cumpărat bilet la avion. Singur mi-am achitat cazarea la hotel în Londra. Și tot singur am plătit echipa de filmare. Munca mea îmi permite să am un trai decent aici, acasă. Dar eu o fac și pentru plăcerea mea. Nimic nu se compară cu starea de libertate pe care o simți când ai propriul tău proiect și nimeni nu-ți dictează ce și cum să faci. Eu în continuare voi face interviuri cu oameni diferiți care au și ei dreptul să fie auziți. Știu că există un grup de persoane care nu ratează nicio ocazie să mă critique, deși niciodată nu m-am luat de niciun coleg. Nu am căutat niciodată ce greșeli fac alți jurnaliști, vlogeri, blogeri, influenceri sau activiști. Oricum sunt ars pe rug de fiecare dată când în opinia acelui grup am greșit cu ceva. Dar toată lumea e liberă să facă și să scrie ceea ce vrea. Eu cum am fost, așa și voi rămâne. Integru. Cei care mă urmăresc știu ce viziune am și ce valori susțin. Iar asta nu se va schimba niciodată. Sper cât mai curând ca țara noastră să devină parte a Uniunii Europene.
Acolo este locul nostru și mereu am spus ferm și tare asta pe toate platformele mele. În condițiile actuale, este important să fim uniți și să ne susținem reciproc, dar nu să ne dușmănim între noi. Timpul le va aranja pe toate la locul lor. Mereu am fost corect în raport cu voi și cu invitații mei. Cred că acum singuri vă puteți face propriile concluzii. Și nu uitați că un om bine informat este un om greu de manipulat.